există cunoaștere la timpul prezent, întoarcere în trecut sau proiecție în viitor fără mișcare. A te mișca înseamnă a descoperi. A descoperi înseamnă a ști. Drumul către Valencia este ales cu escală la Istanbul. Rațiunile unui ocol prin capitala Turciei sunt legate de posibilitatea de a călători cu o companie de linie, în care se pot transporta cu siguranță echipamentele specifice muncii noastre. Istorie, cultură, arhitectură remarcabilă din toate perioadele, într-un singur cuvânt, Valencia. O călătorie presupune inevitabil o atitudine viguroasă pentru cunoașterea unui nou spațiu, plătind uneori, fie și doar simbolic, prețul de a nu exista suprapuneri cu propriile previziuni sau evaluări anticipative. Valencia este ceea ce se vede și, în plus, tainele cunoscute doar de cei avizați. Urbe cu o istorie care se întinde de la greci, cartaginezi, romani, vizigoți, până în anul 714 la arabi și trecând în cele din urmă în stăpânirea spaniolilor. Secolul al XV-lea a însemnat epoca de aur a Valenciei, o perioadă înfloritoare din punct de vedere social, cultural, pentru orașul care devenise cel mai mare centru urban al Aragonului. Orașul etalează perenitatea unui veritabil filon al actului civilizator, exprimate prin arhitectură, artă, comerț și prețuirea spațiului ambiental. Monumentele istorice se află aproape unele de altele. Cândva aici a fost un râu. În urma unei inundații, orașul a fost distrus și cu toate acestea a renăscut. Râul Turia scălda odinioară zidurile orașului, dar caracterul său năvalnic de nestăvilit a produs adeseori pagube materiale. Turnurile Serranos au fost construite la sfârșitul secolului al XIV-lea ca intrare în miezul orașului. Au adăpostit celulele închisorii și au servit ca un veritabil arc de triumf la diferite ocazii festive și solemne. Dacă ai ajuns în Valencia, nu poți să nu încerci să înveți să prepari paelia valenciană. De fapt, un pupas în piață și aventura poate începe. Nu există o plăcere mai mare pentru simțuri decât o dimineață în piață. Guști, miroși, vezi. Și toate acestea în piața din Valencia, care se desfășoară pe o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Legume, fructe, pește, carne, un banchet vizual care te invită să te alături grupului de turiști dornici să descopere și mai ales să învețe rețeta paeliei valenciene. Încep prin a cumpăra produsele sub îndrumarea Mariei, care are de fapt misiunea de a fi coordonatorul întregului proces, în urma căruia grupuri de turiști devin învățăcei pentru o jumătate de zi. Mergi mai departe și cumperi fasolea, care trebuie să fie de 3 feluri. Alegi păstăi și verifici bobul să nu fie nici prea copt, dar nici moale. Tomatele, pe care ai șansa să le cumperi, sunt cultivate în satele de lângă Valencia. Fiecare stand înseamnă un amestec rafinat de gusturi și de arome, cu ajutorul cărora se trece atât prin tradiția agriculturii regionale, dar care înseamnă și o lecție despre cum se face un lucru trainic și bun, care trebuie și poate să dureze. La finalul cumpărăturilor, fotografia de grup devine martorul primei secvențe a lecției de paelia. În șir indian, cu sacoșele în mână și cu dorința de a învăța, pășești pragul școlii unde aventura continuă. Aici este o școală, precum ai face un booking la un hotel, vii să înveți să prepari paelia. Rețeta este relativ simplă.
Ingredientul de bază este orezul. Paelia originală, cea făcută în Valencia, conținea pui, rață, iepure, melci, orez, roșii, boabe de fasole, ulei de măsline, șofran, apă, usturoi și sare. De-a lungul timpului, rețeta de paelia s-a diversificat foarte mult față de rețeta originală, fiind adaptată în fiecare regiune cu diverse ingrediente din bucătăria spaniolă. În timp, a apărut paelia marinera, care reprezintă o combinație de pește și fructe de mare, și paelia mixtă, care conține mai multe tipuri de carne și fructe de mare. Tehnica preparării se deprinde greu, iar bucătarii sunt foarte prețuiți. Un proverb spaniol spune că a mânca și a da pe gât nu e tot una, iar după o asemenea lecție, se pare că aceasta este una dintre esențele gastronomiei valenciene. Să preparăm paelia. 4 ore de experiență. Și putem spune că echipa Cap Compass a reușit paelia valenciană. După simbolica atestare cu patalama, care are loc în cadrul unui ritual savuros, turistul are nevoie de relaxare. Valencia a încetat să mai trăiască rezemată de mare și folosind portul doar pentru comerț. În prezent se poate lăuda cu una dintre cele mai mari plaje în mediul urban din Europa. Hotelul Santos oferă o combinație perfectă între istorie, excelență și bun gust. Locul cel mai îndrăgit din cele mai vechi timpuri este hotelul aflat la câțiva metri de plajă. O combinație perfectă, chiar și pentru cei mai experimentați călători. Valencia merită descoperită din toate punctele de vedere. Cafenelele și barurile te invită aproape la fiecare pas, dar locurile tradiționale sunt mai greu de găsit. Cafeneaua Orelor și-a deschis porțile pentru prima oară în Valencia în 1994. Proprietarul carismatic Mark, un indian crescut în Caraibe, a fost fericit să îmi povestească despre cum împreună cu partenerul său au pus bazele unui loc care te invită să explorezi ca într-un constant proces experimente inedite care au tangențe cu gastronomia sau cu felurite reprezentații artistice. Dacă nu este seară de poezie sau muzică clasică, poate fi o seară de concurs cu prăjituri. Un juriu format din specialiști se adună și gustă din prăjiturile aduse de clienți pentru a fi evaluate și notate. Și odată ajuns aici, trebuie să guști Aqua de Valencia, o băutură care nu are legătură cu apa. Este de fapt un cocktail lejer din vodka, vin spumant și suc de portocale. Piața de la Virgin sau Piața Fecioarei Maria. În centrul ei, Neptun, zeul roman al mărilor, ipostază statuară, care parcă privește petrecători, plictisit de cele 8 virgine care slujesc acolo de atâția ani. Valencia a fost numită orașul celor 100 de clopolnițe. Cea mai importantă biserică este Catedrala Sfintei Maria, care a fost ridicată pe locul unui templu roman închinat zeiței Diana, care, la rândul lui, a devenit moschee în vremea stăpânirilor arabe. Intrarea principală dedicată Sfinților Apostoli este bogat decorată cu sculpturi și o fereastră din secolul al XIV-lea. Aceasta este poarta de vest a Catedralei din Valencia. De 1000 de ani încoace, în fiecare joi, la ora 12 fix, se adună aici reprezentanții celor 8 canale care reprezintă Tribunalul Apelor. Astăzi, de fapt, ei nu mai judecă nimic, ci doar constată dacă locuitorii din împrejurimile orașului Valencia au sau nu suficientă apă pentru agricultură. Barocul își face loc timid în dedicate compoziții asociate rigorii arhitecturale, conferind rafinament edificiului.
la fel de frapantă ca și multe părți ale catedralei, apropierea de Sfântul Graal te poate copleși. Ordinul religios, care a deținut potirul cunoscut și sub numele de Santo Calis, a stabilit că relicva este autentică și că ar fi chiar cupa din care Iisus a băut vin la cina cea de taină. En Valencia tenemos un objeto desde el año 1437. Este objeto en los años 60 del siglo pasado fue estudiado y por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza y del British Museum se llegó a que la copa tiene más de 2000 años de historia. Entonces es un objeto en piedra de ágata datado que las últimas investigaciones que hemos podido realizar, en concreto desde la Universidad de Valencia, desde mi doctorado, demuestran que es una copa hebrea. No hay ni una sola copa hebrea del siglo I antes de Cristo en todo el occidente conocido. Esta copa estuvo en San Juan de la Peña, que es un monasterio muy importante en el siglo XII, justo al lado de Francia, al lado de los Pirineos, y es allí donde nació la leyenda del Santo Grial, gracias a este objeto que ya en el siglo XI era visitado como una verdadera reliquia. Se une la leyenda con un objeto histórico. În timpul războiului din anul 1808, frumoasa catapeteasmă din argint a fost luată și topită pentru a face monedele necesare cu care să se poată acoperi o parte din costurile campaniei militare. Culoare, armonie și simplitate în același timp. Stiluri adunate într-un singur loc, dar parcă sub cupola unde se înalță rugăciuni zi de zi, totul se unește. Catedrala închinată Sfintei Fecioare Maria te invită la reverență și înălțare către cele cerești. Când descoperi pentru prima oară arhitectura lui Calatrava, vezi ceea ce poate să însemne o viziune ce poate fi asociată unor arii permanent deschise, levitând, desprinsă de ideea de cutie, de zid, de pereți fermi și înțepeniți. Pare ceva desprins dintr-un vis și nu-ți vine să crezi că este realitate. Clădirile sunt unicat, cu linii fluide, neașteptate, ce sfidează gravitația și de multe ori reguli de ordin ingineresc al construcțiilor. Orașul artelor și științelor din Valencia a costat foarte mult și a fost o asumare responsabilă pentru regiune. La câteva minute de ceea ce este cunoscut drept ansamblul științelor și al artelor, se află un alt loc care devine piesă a unui peisaj de vis. Este cel mai mare acvariu oceanografic din Europa, având 110.000 de metri pătrați și bazine conținând 42 de milioane de litri de apă. Totuși, uneori sau de fiecare dată, rămânem restanți la realizări. Vom fi mai buni, vom fi mai iubitori, vom fi mai aproape de natură după ce vedem acest loc. Fiecare clădire se materializează în medii acvatice diferite. Acest acvariu este o casă pentru peste 500 de specii diferite. Aici se găsesc delfini, beluga, pești, meduze, steluțe de mare, moluște, lei de mare, foci, pinguini, țestoase, rechini. Cu două tuneluri pentru rechini, beluga, morse și mii de pești, locul este îndestulător pentru oricine caută să arunce o privire asupra vieții acvatice. Suflarea ți se oprește când vezi cum îți trec rechinii pe deasupra capului. Acest tunel subacvatic lung de 70 de metri este cel mai mare din Europa. Un alt loc fascinant în acest spațiu al mărilor este locul unde vezi cum meduzele se plimbă într-o grație ca într-un spectacol și totul ți se desfășoară în fața ochilor. Muzeul păpușilor sau al figurinelor valenciene. Unele dintre ele sunt cotate între 200.000 și 600.000 de euro. Mergem să vedem cum arată acestea. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas días. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenida al Museo Fallero. Museo Fallero. De Valencia. Museo. Sí. Tenemos los ninots que no se han quemado. O sea, todas las obras que hay aquí
se crearon para ser efímeras. Sin embargo, se han salvado del fuego por votación popular. Es el único museo del mundo cuyos fondos los elige la gente, el pueblo, mediante votación. Ahora vamos a dar una vuelta y te enseñaré lo más importante. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sunt atât de bine realizate încât este ca și cum ai fi într-un celebru muzeu al figurilor de ceară. Păpușile din hârtie și lemn sunt hiperbole ale unei tradiții ridicate la rang de artă. Fiecare figurină este o adevărată compoziție, un caleidoscop umoristic, uneori tragic sau dramatic, și de cele mai multe ori însoțitor tăcut al unei concluzii de ordin epic. Întâlnești aici obiecte din anii 80, precum și postere sau fotografii cu cele mai prețuite butade și scene ale festivalului din Valencia. Ca orice spațiu în care știința acomodării cu vremurile vine atât din experiențe cât și din necesitatea perpetuării unor valori, secțiunea muzeală are și dimensiune pedagogică. El labrador es un agricultor típico de aquí de Valencia. Está sentado sobre productos arroz y naranja, que eran los productos nuestros típicos. Pero está mirando con resignación a la Cibeles, que representa Madrid. Madrid. Madrid, que es el centro, donde se toman las decisiones políticas. Ah. Y la naranja, el zumo, se lo toma todo Madrid. Pero luego, una vez seco, está vestido encima, con placas de papel y escayola, se le va dando la forma a los pliegues, a la camisa, a todo. Y así cada ninón se puede vestir de una forma. Să vedem Valencia, trebuie să vedem și partea nouă și partea veche. Depinde mult de gusturile fiecăruia. Orașul vechi are partea de istorie, centru vechi, partea de cultură, baza culturii valenciene, iar partea nouă avem partea modernă, muzeu, știința, cultura, în partea cealaltă. Deci trebuie să vedem amândouă părțile ca să vedem Valencia. Nu putem spune că am văzut doar centru istoric și gata, am văzut Valencia. Nu e suficient. Valencia e cultură, Valencia e istorie, Valencia e plajă, Valencia e soare, Valencia arhitectură, gastronomie. Nu putem vedea doar să gustăm mâncarea valenciană, nu. Trebuie să vedem un pic din toate, cred eu. Valencia se întinde pe o zonă plană și te poți orienta ușor în oraș. Distanțele nu sunt foarte lungi și străzile istorice din centrul orașului fac din orice incursiune o plimbare foarte frumoasă. Loja de la Seda așteaptă parcă să fie descoperită ca o proclamare a arhitecturii gotice. Asemănarea clădirii cu un castel medieval se datorează înfățișării sale rigide de fortăreață, ce este accentuată de zidurile de piatră. O bursă a mărfurilor din Valencia reprezenta un statut social și economic special. Să iei masa în oraș este o experiență bogată, iar horchata este o băutură foarte populară în Valencia. Pues nada, esta es la bebida que tomamos en verano, todo el mundo, que se elabora aquí. Justo ellos son productores, hacen su propia horchata y es, bueno, pues es un tubérculo que desde hace muchísimos años empezó a fabricar y se produce aquí en Valencia. Y todos los valencianos es muy típico en verano una horchata con fartons, que es pues una especie de brioche que se moja con la horchata y bueno, pues eso es... În verano muchísimo. Numeroasele baruri specializate din oraș unde se servește băutura răcoritoare se numesc horceteria. Într-un asemenea loc am întâlnit patru surori care duc tradiția de patru generații de la brutar din partea mamei și au ajuns la a treia generație de hotelier din partea tatei.
Arta ospitalității este în sângele lor și strălucește împreună cu dragostea pentru cunoașterea acestui oraș. Ele sunt mereu gata să dea sfaturi tuturor legate de locurile unde lumea poate să meargă și unde se mănânce în Valencia. Hotelul a fost odinioară un han, este situat în inima vechiului oraș și a fost o tradiție pentru vizitatori încă din secolul al XVIII-lea. Când te plimbi prin Valencia, se poate simți pulsul multor secole în ziduri și sub pământ. Te poți simți ca într-o altă epocă, pentru că în jur e multă istorie și multe povești de aflat. Muzeul de mătase, simbol al perfecțiunei în orice epocă istorică, mătasea naturală nu a putut fi egalată de nicio altă fibră artificială inventată. Este veche de peste 5.000 de ani, iar când a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume, toate marile civilizații i-au acordat un loc de onoare. Cândva, preferată de familiile regale pentru îmbrăcăminte și decoruri, ea este la fel de apreciată și de mari creatori de modă din zilele noastre. Surpriza continuă. Pe una din străduțele orașului, ascunsă parcă de ochii trecătorilor, Biserica Sfântului Nicolae sau Capela Sixtină a Valenciei, cum mai este cunoscută, este un ansamblu magnific. Construită în secolul al XIII-lea, în timpul lui Iacob I, biserica a devenit o parohie în 1242 și a fost unul dintre primele centre creștine din Valencia. Fresca a fost proiectată de Antonio Palamino în 1694 și realizată de elevul său Dionis Vital în 1704. Valencia nu poate să nu aibă și o grădină zoologică. 500.000 de vizitatori anual într-un sui generis safari care oferă o suprafață de 100.000 de metri pătrați de junglă, savană sau pădure tropicală. Deschis în 2008, prezintă un concept nou privind amenajarea grădinilor zoologice. Totul este gândit și amenajat astfel încât vizitatorii să poată admira animalele cât se poate de aproape. Mamifere și păsări din Africa și din Asia se preumblă într-un spațiu care seamănă cu habitatul lor natural, în loc de cuști cu zăbrele. Bioparcul e împărțit pe zone geografice și climatice. Cascade mici și locuri magice se continuă ca într-o poveste. Luminile și culorile devin exemple ale unor amenajări de excepție. Parcul împlinește o pasiune pentru ceea ce înseamnă petrecerea timpului în mijlocul naturii, într-o manieră activă și sănătoasă. Așa cum la început de drum am avut a învăța să mâncăm ce am preparat, împlinim un sfârșit de cale în mediul natural ridicat de om, gândindu-ne la înțelepciunea spaniolilor, care spun adeseori că un copac de soi cere o palmă de pământ și plătești pentru 5. Așa e și cu ospitalitatea. Cere doar o mână întinsă și oferă o citadelă pentru privire și amintire.